avem un sistem de învățământ cu care să ne mândrim, dar mai există și excepții care ne fac să nu ne pierdem speranța. La Cluj-Napoca, un profesor îi învață pe copii istoria exact acolo unde s-a întâmplat. E modalitatea prin care elevii înțeleg și rețin mult mai ușor lecția. Aici, în această clădire care acum aparține Universității de Medicină și Farmacie, a fost clădirea unui tip, unui austriac, Trișca, care avea o fabrică de piane și un magazin de piane, dar între 1919 și 1920 aici a funcționat Consiliul Dirigent, care era un guvern provizoriu al Transilvaniei. Vladimir Bogosavljevici, sau Bogo, cum îi spun cunoscuții, predă istorie de mai bine de 3 decenii. De 10 ani s-a gândit însă să schimbe puțin strategia și a început să le explice elevilor istoria orașului exact în locurile în care ea s-a petrecut. Din 2010 este profesor de istorie la Colegiul Național George Barițiu, cel mai vechi liceu românesc din Cluj-Napoca. Ambii părinți, și tatăl și mama mea, și tatăl meu și mama mea au fost profesori de istorie. Deci eu în casă am avut de-a face cu istoria, cu această poveste cercetată, să spun în traducere, motamoci ar veni istoria. Da, și mi-a plăcut, sincer să fiu, de mic copil, cam pe la 18 ani m-am hotărât să dau la istorie. De fapt, eram în dubiu să dau la istorie sau la drept, că se dădeau din aceleași materii când am dat eu admiterea în 1980, dar am ales istoria, deși bunicul meu, care era avocat, bunicul meu matern, mă îndruma spre drept. N-am fost atras. Ceea ce fac îmi place și sunt convins că sunt împlinit. Orele sale de istorie sunt atipice. Cele mai multe se țin pe străzile din Cluj-Napoca. În acest fel, profesorul spune că evenimentele istorice pot fi mai ușor de înțeles de elevi. Mi-am dat seama că foarte mulți concitadini de-a noștri, nu numai tineri, nu-și cunosc orașul. Și să-ți cunoști orașul este o problemă de cultură civică în adevăratul sens al cuvântului, și să-ți cunoști locurile în care îți desfășori activitatea e o treabă extrem de importantă. Expedițiile astea, ca așa le spun, de explorarea Clujului, le-am făcut cu elevii. La început cu elevii mai mari, pe urmă am scăzut vârsta. Copiii din ziua de azi sunt mult mai receptivi. Trebuie cunoscută istoria locală pentru a cunoaște o istorie județeană și, ca într-un puzzle, a cunoaște istoria națională. Adică trebuie să fie mai multă empatie între profesori și elevi, în adevăratul sens al cuvântului. Profesorul a făcut din ora de istorie un prilej de explorare a orașului, iar elevii învață istoria locală și națională prin vizite la obiective culturale, monumente și muzee. Orele domnului Bogosavljevici sunt atipice, deoarece își impune caracterul său foarte, foarte prietenos pentru toți elevii, însă toată lumea respectă, toată școala îl iubește. E un mod mai ușor de a reține. Putem să întrebăm atunci când nu știm ceva, că putem să reținem vizual și vedem lucrurile care ne sunt povestite. Domnul profesor are un mod de a explica bun. Colegii de catedră admiră modul inedit de predare pe care l-a ales profesorul Vladimir Bogosavljevici. Pentru Colegiul Barițiu este o mare plusvaloare să-l avem pe domnul profesor drept cadru didactic de istorie la nivelul Colegiului Național George Barițiu. Acest lucru nu este întâmplător, ci este oarecum hărăzit așa de destin pentru Colegiul Național George Barițiu. Să nu uităm că ne aflăm aici în inima Clujului. Ne aflăm în primul liceu românesc de băieți, înființat imediat după unire, în 19 octombrie 1919. Un liceu de elită al Clujului și al acestei țări, care a furnizat nenumărate personalități, atât în plan local, cât și național și internațional. De 1 decembrie, conducerea școlii, împreună cu profesorul de istorie, a organizat un mic eveniment care să le aducă aminte elevilor de semnificația Zilei Unirii.